Florine, ați cedat pe terenul liderului, ați ratat șansa de a trece pe primul loc și principalul obiectiv, acela pe care ni l-ai declarat înainte de partidă, de a pleca cu punct sau puncte de aici. Cum s-a văzut meciul de pe banc? Din punctul meu de vedere, un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, dar v-am spus, de ce mi-a fost frică, n-am scăpat. În opinia mea, arbitrajul și-a făcut de plin datoria pentru echipa gazdă și mai mult n-am ce să comentez. Un fault inutil aici, în 16 metri, ne-a ținut numai în jumătatea noastră, cu faulturi și cu ce eu stat în putință. Deci, în opinia mea, de ce mi-a fost frică, n-am scăpat. Un arbitraj foarte slab, din punctul meu de vedere. Crede că arbitrajul a fost primordial în eșecul dumneavoastră, primul din retur? Nu, dar a avut un rol foarte important. Bineînțeles că și noi, ocazia noastră, dacă o dădeam la 2-1, nu mai discutam acum de asta. Dar un arbitru când te ține numai cu faulturi, deci nu că a dat faultul la gol, deci toate, deci să te ține numai jumătatea ta și să te enerveze, să ajungă în jucătorii în situația în care să strige arbitru la jucător, la portar, dacă l-ataci, nu ataca că îți dau 11 metri, asta ce se mai înțeleg? Deja spune totul și nu mai vreau să comentez, chiar n-am vreau să mă mai enervez. Asta e, m-a pierdut. E al doilea joc direct pierdut cu Viitorul Cântimbru. Aveți un complex vis-a-vis de ei, de fiecare dată v-a bătut când era invincibil. Da, se pare că așa. Eu n-am luat statistica asta la studie. Așa a fost să fie. Eu zic că plecare era echitabil. Mulțumim!